Când discutăm despre turismul din România, invariabil apar criticile privind lipsa de promovare a valorilor țării. Totuși, statisticile arată că turiștii străini petrec timp destul de mult la noi, iar în Ungaria, statisticile sezonului de vară au fost salvate tot de către străini. Detalii are însă colegul meu, Balázs Barabás, editor Aleph News. Bună, Balázs! Spune-ne care sunt datele din turismul românesc, dar și din cel ungar. Da, se pare că în turismul românesc, dacă începem cu asta, au fost 2 milioane de turiști în primul semestru al acestui an, care nu sunt mulți, dar se pare că față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul nopților petrecute a crescut. Deci turiștii străini petrec timp mai mult față de anul trecut în țara noastră. Ca și cheltuieli, ei cheltuie cam în medie 2550 de lei pe durata sejurului lor. În Ungaria, referitor la tot la primul semestru, situația este puțin mai tristă. În ce privește turiștii interni, numărul lor a scăzut cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce a turiștilor străini a crescut cu 13%, deci foarte, foarte mult. Și dacă calculăm în bani românești cât cheltuie ei, această sumă este de 285 de lei pe zi. Deci cam tot atât, dacă presupunem că ei stau tot cam 10 zile în țară, ca și turiștii din România, atunci această sumă ajunge tot cam acolo, pe la 2500 de lei. Balázs, care este explicația afluenței străinilor din cele două țări? Explicație oficială nu avem, dar cred că acest lucru se datorează a două cauze, și anume, în primul rând, inflația care a lovit și țările occidentale, de cei caută destinații mai ieftine față de exemplu Nisa sau Coasta de Azur, iar pe de altă parte deprecierea leului respectiv a forintului. Deci pentru aceeași unitate de euro, să spunem, ei pot cheltui mai mult, prețurile sunt mult mai avantajoase dacă își cheltuie acești bani în România sau în Ungaria. Ce să zic, să o ținem tot așa și să avem din ce în ce mai mulți turiști străini. Balázs, mulțumesc pentru informații.